Corina, te descurci? Da. Bine. Bună ziua, vreau să vă spun foarte pe scurt, suntem pe publicitate, e foarte bine, ca să vă spun deciziile pe care le-am adoptat. În primul rând vom merge la alegerile europarlamentare alături de UNPR și PC, care vor avea locuri eligibile la noi pe listă. De asemenea, șeful campaniei noastre este Liviu Dragnea, președintele executiv. Lista de europarlamentari pe care am propus-o și a fost adoptată de către conducerea partidului, doamna Corina Crețu, doamna Ecaterina Andronescu, domnul Cătălin Ivan, sper să nu greșesc ordinea, Corina, am ajuns că tu ai reținut-o cel mai bine, domnul Ivan al treilea, domnul Dan Nica, domnul Damian Drăghici, de la UNPR, domnul senator Damian Drăghici, doamna Maria Grapini, doamna Daciana Sârbu, domnul Ioan Mircea Pașcu, doamna Viorica Dăncilă. Stai să... Cum nu l-ați auzit pe domnul Nica? Pe locul 4. După doamna Dăncilă este domnul Sorin Mois, funcționar european, șeful de cabinet al Comisarului European pentru Agricultură, și mă bucur că va fi alături de noi pe listă și în grupul social-democrat, pentru că e un plus de expertiză pe zona administrației europene, care se adaugă expertizei de Parlament European, pe care au colegii noștri, domnul Victor Boștinaru, domnul Ciprian Tănăsescu și de la 13 la 17 locuri pe care noi le considerăm la luptă semi-eligibile în diverse scenarii politice și electorale, vom aloca loc pentru PC, UNPR, PSD București, TSD, Tineretul Social Democrat și PES Activist. De la locurile 18 în jos vor fi propuneri de la tineret și de la din județe, pentru că în principiu după locul 18 șansele de eligibilitate sunt reduse. Să văd dacă mai avem vreo decizie. A, da, am cumpărat sediu și evident îl vom plăti din cotizațiile în timp de 2 ani, din cotizațiile organizațiilor noastre locale. Și pentru referendum i-am anunțat pe toți colegii mei care este procedura legală, și anume după ce se adoptă textul revizuirii Constituției, Parlamentul stabilește data alegerilor. Probabil că vor fi 2 zile, nu o singură zi pentru referendum, dar asta decide Parlamentul. În mod sigur, una dintre zile va fi ziua de 25, odată cu europarlamentarii.